this music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is come with it too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's a heaven, is where you are. Somewhere there's music, it's all I want. If number one will always be true, it's all I know and all about somebody. Do 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 do. În 21-24 decembrie 2018, cea mai mare solistă română de jazz, Aura Urzicianu, a cântat în două recitaluri acompaniată de Big Bandul Radio în cadrul festivalului Radiro. Cu sprijinul Teleaste Ioana Bogdan, emisiunea Remix găzduiește câteva secvențe din primul concert și un interviu în exclusivitate. Am avut o surpriză extraordinar de frumoasă, pentru că un număr bun de tot, cu oameni, cu băieți tineri, da? Am lucrat împreună și a ieșit extraordinar. Iar ceea ce m-a impresionat pe mine este că au ajuns la up-to-date, da? Acum, tineri minunați, talentați, nu mai spun. Iar asta a fost o bucurie pentru mine, un cadou, să lucrez cu ei, să cântăm împreună și să fie ca o sărbătoare. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Băiatul Ionel este de vis, un vis frumos, adevărat, care nu am cuvinte cum să mă exprim cât de mult m-a impresionat și cât de mult așa rămân impresionată, iar Ionel, jos pălăria, este un mare domn și are o prezență fantastică pe scenă, ceea ce este foarte important, cum să pe scenă și cum vorbim și așa mai departe. Iar fiul lui este de vis. Avându-i ca muzicieni adevărați, ca dirijor și pianist, fantastici. O adevărată sărbătoare.
A fost o combinație de tineri și mai în vârstă, dar nu bătrâni. Și asta m-a bucurat foarte mult și am cântat așa cum m-am simțit și m-am uitat la ei și le-am cântat și a fost o pentru mine, după atâția ani când nu am venit nici în țară, n-am putut să vin, că am călătorit în întreaga lume, dar acum a fost extraordinar. Și mai vreau să mai adaug ceva, să le urez tuturor românilor care locuiesc în țară și cei de afară, numai sănătate, bucurie și să fim mândri că suntem români. Mi-a fost și încă mi-este dor de casă și din cauza asta revin periodic, cred că în fiecare an sau la 2 ani. În general revin la festivalurile de teatru, mai ales la festivalul de la Sibiu, unde Constantin Chiriac mă invită și îmi place că întotdeauna apreciază ceea ce fac. Deci am încercat să aduc de câte ori am putut spectacolele care puteau călători, pentru că anumite spectacole de off-Broadway din teatre mai mari e imposibil să le duci în turneu, pentru că actorii cu cât au o cotă mai
mai mare, cu cât au imediat un alt angajament și pleacă la Hollywood, pleacă un alt spectacol. Deci genul ăla de spectacole mai mari pe care le-am avut a fost imposibil să le aduc în România, dar am adus spectacolele mai mici, dar bune. Filmată de echipa Remix în 2012 la New York, Saviana Stănescu a continuat până în prezent cariera de dramaturg și profesor în Statele Unite, aducând din când în când și în România scenarii. Unul dintre ele s-a metamorfozat de-a lungul anilor în actualul musical Tarot Tales, compus de Mircea Tiberian și pus în scenă la Teatrul Dramaturgilor Români. Pe la începutul anilor 2000-2002 încercam să fac un spectacol de teatru, dar cu... să-i spunem așa, cu geometrie variabilă, adică să aibă un fel de caracter de jazz, să se poată improviza pe el, să nu fie așa cum sunt spectacole muzicale, în același loc urmează aria cu tare sau duetul X. Și am cunoscut-o pe Saviana Stănescu, dramaturg care locuiește acum în New York. Ea atunci era în România și mi-a dat o idee extrem de valoroasă. Ca să fiu sincer, am mai folosit-o și la alte spectacole. Calitatea artistului este generozitatea. Așa că mă voi lăsa pe mine la o parte și voi face loc acestor oameni minunați care s-au adunat să vă încânte simțurile, privirea. Deci uitați cum vom proceda. Fetele pe care tocmai le-ați, fetelor, pe care le-ați ascultat și văzut, care se numesc... Mulțumesc după. Se numește destul de sugestiv The Twisters. Vă vor invita să extrageți o Am cerut să facă un mic text, eu mă gândeam la poeme pentru fiecare carte, iar eu o să le fac muzica. A făcut niște texte, unele însă erau chiar descrieri în proză. Și am avut o ofertă de la Teatrul Metropolis, împreună cu Muzeul Literaturii. Asta a fost undeva în 2006 și acolo a avut loc premiera, însă la Metropolis, mergându-se mult pe latura pur teatrală a spectacolului, am fost nevoiți să renunțăm la partea jazzistică, în sens de întâmplător în succesiunea momentelor. Asta din cauza costumelor. S-a jucat cu o altă echipă decât cea de acum. Iar având în conservator câțiva ani, unde erau niște fete foarte talentate și care se și potriveau unele cu altele și erau prietene, își făcuseră și un grup, The Twisters se numeau, și se și numesc pentru că funcționează și acum. Am hotărât să iau pe nucleul Twisterelor, să mai iau câteva întăriri și să reluăm spectacolul la Green Hours. L-am făcut acum 2 ani la Green Hours și am primit ofertă de la nou înființatul Teatru al Dramaturgului Român și Saviana fiind dramaturg de origine română, am pus spectacolul la acest teatru. Teatrul nou. And don't trust the mid-turned cliché with the blind lady just
glasses. Încă un rol, un rol de prezentator, unde am avut norocul să-l întâlnesc pe Tudor Istodor, care e foarte talentat și cu care se poate lucra extrem de bine. Și așa a luat naștere această formă practic originală, adică prima formă a spectacolului de tarot, pe care nu l-am mai numit acum Jazzy Tarot, cum era în prima variantă, ci l-am numit Tarot Tales, poveștile tarotului. Cea mai tânără e Marta Popovici, ea e încă studentă. Apoi sunt două fete care sunt încă la master, Teodora Spânu și Marina Arsene. Ana Dubic s-a reîntors din Olanda și a reluat spectacolul pe care îl jucase în Green. Nicoleta Gavriliță. You saw sagacious Solomon, you know what he became. To him complexity is simply, he saw that everything was vain. Wait.
brought him to this state. How fortunate the man with love. Apoi Sorina Rotaru și cu Cătălina Veta și Izabela Simion. Multe dintre ele sunt cântărețe consacrate de jazz. Sunt, în afară de activitatea în grupul Twister, au și premii, Izabela Simion și cu, și cu Marina Arsene au luat premiul întâi la muzică vocală la, la festivalul de la Brăila. Și Roxana Ardelean, care după ce a terminat conservatorul, a intrat la, la teatru și acum e studentă la teatru. Spectacol de tipul ăsta, dar noi am fost înainte de a avea premiera la Teatrul Dramaturgia, am fost la Timișoara la un festival, iar acum avem o ofertă să îl jucăm la Suceava în primăvara. La un an după lansarea în România a celui de-al doilea disc alături de trioul său parizian, pianista Ramona Horvat a fost intervievată în decembrie 2018 în preajma unor noi proiecte anunțate pentru 2019.
am avut niște articole în presa franceză, în presa de specialitate foarte, foarte bune, cu discul Lotus Blossom. Așa, l-am prezentat atât cât am putut, adică atât în Paris cât și în alte localități din Franța. Ultimul concert de prezentare, să zicem așa, al acestui disc a fost în luna noiembrie, la începutul lui noiembrie, în cadrul festivalului Jazzy Colors, un festival organizat de toate centrele culturale străine din Franța, să zicem, la Paris. Eu am reprezentat, evident, partea românească, deci ICRU. Lucrez la încă trei proiecte, unul din ele, un disc în duo, este deja gata, e deja înregistrat. În mare parte sunt o parte din piese sunt compoziții și cealaltă parte sunt niște, să zicem, inedite. Inedite în ce sens? Sunt câteva piese foarte puțin cântate sau deloc cântate, Duke Ellington sau Billy Strayhorn, sau alte câteva piese sunt inedite prin prisma faptului că nu au fost, din cunoștințele mele, niciodată înregistrate în formula de duo pian-contrabas. Deci este un disc, aș zice eu, foarte interesant, pentru că formula de pian-contrabas este o formulă foarte interesantă. Sunt două instrumente complementare, dar și solistice. Thank you.
2019, chiar dacă nu în totalitate, dar în mare parte, este desemnat anul colaborării culturale Franța-România, sezonul cultural Franța-România. Sigur că nu ne trebuie neapărat un sezon pentru a celebra cele două culturi sau legăturile dintre cele două popoare, însă e foarte bine că există și momente din astea pe undeva stabilite, prestabilite, pentru că probabil că face ca artiștii de o parte și de alta să fie un pic mai activi, atrage puțin atenția mai mult, sper eu, și către artiștii români, artiștii români care locuiesc în Franța, artiștii români care colaborează cu artiști francezi, artiștii români care sunt implicați în tot felul de activități culturale în Franța sau care sunt vizibili, sunt foarte, foarte mulți, nu numai în domeniul muzical, și asta din fericire, că sunt foarte mulți și foarte buni. Gândesc întotdeauna la un concert în România și pentru mine, atât în România cât și în străinătate, cred că publicul român, asta probabil că eu sunt și mai norocoasă, dar eu cred că am o relație foarte, foarte bună cu publicul român. Românii mă urmăresc și vin la concertele mele atât în străinătate, cât și evident în România, când sunt aici, evident că ei vin și asta mă face să mă simt foarte, foarte bucuroasă. Mi-aș dori să vin în România mai des și mi-aș dori să cânt mai des și la București, dar nu numai, și în alte orașe. Din păcate, sau nu știu cum să spun, nu ține numai de mine lucrul ăsta, trebuie să, ca lucrurile să se alinieze într-un anumit fel, să fie un context bun, organizatorii să se gândească, să mă invite, în orice caz eu, dacă sunt invitat, așa cum a fost cazul în anii trecuți, am venit întotdeauna cu plăcere și cu bucurie și întotdeauna s-a întâmplat, zic eu, să fie niște evenimente frumoase și de suflet, așa cum, nu numai bine sau foarte bine.
Eu la voce, chitară, flaut, Fritz la tobe, Alex la bas. Și mai avem un component, singurul component masculin, Robert Tenache, care cântă cu noi cam de atunci, de pe când cu carantina. Cale de mijloc nu e deloc. Unii spun simplu mare noroc. O rezolvare ar fi cumva să vin și eu în lumea ta. Poate înainte de toate ar fi nimerit. Vino negravă, vino sub apă. Decis și onest și parol și insist explicit. Spune-mi o cale fenomenale. Renunț la pământ, la averi, renunț dacă-mi ceri. Ne retragem ultra ușor în adâncul oceanelor. O delfină și un oceanograf concubind într-un viu batisca. Trupa Oli of Queens este din 2017. Însă eu cu fetele dinainte, cu Florina și cu Alex, cântăm de foarte mulți ani. Am stat în Amsterdam 8 ani, am câștigat pâinea din cântat prin toate cluburile de pe lângă Olanda, nu numai din Olanda. Ne-am întors acasă, eu m-am întors acasă să-mi dau licența la conservator, că nu o dădusem niciodată și îmi pierdeam facultatea. Am luat-o, după care am rămas acasă, n-am mai plecat înapoi, s-au întors și ceilalți după mine și am format-o pe Oli of Queens. Am făcut un videoclip, Funkadelic, unde am colaborat cu Robert Tenache. La chitară era altcineva atunci, Roxana Stroie. Cu ea am colaborat vreo 2 ani și cam asta. Acum suntem în studio, vrem să facem un album, eu chiar sper să-l terminăm până în decembrie. Poate că nu, poate că da, vedem. Trupa Oli of Queens. În carantină am vorbit mult pe
pe WhatsApp, am cântat, fiecare a cântat acasă și ne trimiteam proiectele. Uite ce am făcut eu la chitară, ce am făcut eu la, la pian, am făcut o piesă, ne-am întâlnit la un moment dat când s-a dat drumul și am repetat și acum chiar înregistrăm o piesă în studio pe care sper să o avem gata până în noiembrie. Compozițiile sunt, două dintre ele sunt mai vechi în sensul că au 2 ani, adică numai că n-am apucat noi să intrăm în studio, am cântat piesele de fiecare dată când am avut ocazia. Ne place să cântăm mereu piesele noastre și niște cover-uri, pentru că lumea este dornică să ne audă pe noi cântând cover-uri, se zice că le cântăm foarte bine și într-un stil original. Și mai avem 2 piese foarte noi, chiar 3. Suntem așa, nu știm, să cântăm în limba română sau să cântăm în engleză. Asta va fi pentru noi marea întrebare. Ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba cu urcămoșul pe casă, aș face ca toate să-ți iasă. Lasă-mă să-ți fiu eu o trăciun. Cât timp dospește aluatul, hai să pornim sărutatul. Lasă-mă să-ți așa de simplu să-ți pară. Lasă-mă